Cu tremurul de 5,8 magnitudine de noaptea trecută ar putea fi urmat de replici în următoarele zile, avertizează seismologii. Acestea însă vor fi mai mici ca intensitate. Ne paște însă un cutremur mult mai mare, așa că România ar trebui să fie pregătită, spun experții. Intensitatea maximă în zona epicentrală a fost de 6, ce corespunde unui cutremur pe scara intensităților care produce spaimă, de cele mai multe ori și mai ales noaptea. Intensitatea în București a fost de 5, ceea ce caracterizează un cutremur deșteptător, iarăși marea majoritatea oamenilor, mai ales la clădirile cu etaje superioare, resimt acest cutremur, unde poate, într-adevăr, pot resimți și acest sentiment de panică. Iar, după cum vedeți, în schimb, există o culoare pe toată România, ceea ce înseamnă că unda de șoc a fost resimțită în marea majoritate a locațiilor de pe teritoriul țării noastre. Alerta a sosit undeva imediat după sosirea undei P în București, deci deja unda P am resimțit-o, să spun așa, și cu secunde bune înainte de sosirea undei S. Cum identificăm noi, de fapt, unda S? Este acea mișcare bruscă pe orizontală, cea mai importantă, să spunem, din manifestarea unui cutremur. Este caracteristica cea mai importantă a sistemului de alertare și a mesajului transmis de acest sistem, și anume să sosească în București înainte de sosirea propriu-zisă a undei distructive S. Da, unda distructivă vine vrem nu vrem. Până la urmă despre asta este vorba. Nu avem cum să ne pregătim pentru cutremur așa psihic. Putem să ne gândim, domnule, hai să facem niște... să luăm niște măsuri în cazul în care se întâmplă asta. Să știm ce avem de făcut. Să știm să fim pregătiți în cazul în care, într-adevăr, apare un astfel de cutremur și el este iminent, spun specialiștii. Pe de altă parte, dacă este să ne uităm la autorități, și ele se pregătesc, numai că se pregătesc așa, cumva pe hârtie, pentru că a fost o alertă și nu avem cum să nu legăm lucrurile. A fost o alertă acum câteva zile, a fost un întreg exercițiu în care a fost implicată și România și alte țări din Uniunea Europeană, în care s-au făcut niște simulări. Ce ar fi dacă am avea un cutremur de peste 7 pe scara Richter? L-am auzit cu toții pe radar Afat, au fost făcute niște calcule, au fost luate niște măsuri, dar toate așa pe hârtie, a fost un fel de exercițiu. Ei, acum, dacă, Doamne ferește, se întâmplă să avem un cutremur puternic, nu știu dacă România ar fi întru totul pregătită. Poate invitații mei au un alt răspuns. Alături de mine, invitații mei, domnie Daniel Milicescu, specialist în protecția muncii, și Marius Marinescu, inginer constructor, pentru că mai puțină lume știe că aveți această specializare. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că sunteți alături de mine. Suntem pregătiți, domnule Milicescu. Dacă e să ne luăm după datele oficiale și după numărul de blocuri cu bulină din București? Cred că nivelul de pregătire îl putem aprecia doar la un nivel destul de sumar, pentru că nu există date referitoare la cu adevărat pregătirea populației, pregătirea instituțiilor guvernamentale pentru cazul unui cutremur major. Pregătirea ține pe de o parte de zona de pregătire a clădirilor ca să reziste unui eventual cutremur. Trebuie să avem în vedere pregătirea populației, care are nevoie să fie informată, să știe ce are de făcut în cazul unui astfel de eveniment. Și mai cu seamă pregătirea instituțiilor guvernamentale pe așa numitul business continuity plan. Adică cum asigur eu continuarea activității de guvernare în cazul unui astfel de dezastru. Și acum, din ce am înțeles eu de la ultimul exercițiu SEIS în 2018, s-a luat în calcul inclusiv îmbunătățirea pe partea de comunicare cu instituțiile guvernamentale într-un astfel de eveniment. Deci a fost cumva folositor acel exercițiu pe care l-a făcut Raed Arafat sau a fost așa mai mult o demonstrație de forță? Eu cred că a fost folositor. Este primul exercițiu de acest fel care a avut loc în România. Nu înseamnă că este primul și ultimul, este doar începutul unui astfel de proces. S-au făcut niște constatări, niște concluzii, niște puncte de îmbunătățire pe care trebuie să le parcurgem ca să ajungem la o reziliență a instituțiilor de stat care să funcționeze în cazul unui dezastru și să conlucreze în mod eficient pentru salvarea vieților românești, pentru punerea pe roate din nou activității sociale și economice în România. Dumneavoastră cu asta vă
ocupați cu pregătirea măsurilor. Haideți să le spunem celor care ne urmăresc, pentru că poate copiii nu învață la școală, poate părinții nu știu. În cazul în care, noastră chiar ne-ați dat un exemplu într-o altă emisiune, ce faceți, cum i-ați explicat fiului dumneavoastră, de exemplu, ce trebuie să facă. În cazul în care ne pregătim, da, ca familie, că poate se întâmplă, da, ce facem, care sunt măsurile? Sunt două aspecte. Pe de o parte, ce facem în caz de cutremur ar trebui să conțină o singură procedură. Mă protejez acolo unde mă aflu. Nu mă apuc să mă deplasez ca să caut eu zona cu cea mai mare rezistență din clădirea în care mă aflu în momentul respectiv. La noi încă mai există acea legendă că știm că în anumită zona locuinței noastre este zona cu cea mai mare rezistență. Sub grindă. Sub grindă, sub tocul și altă legendă. Cu condiția să fie zidul de beton armat, adică să fie de rezistență. Cu condiția. Să te așezi sub grindă. Sigur, este valabilă lucrul ăsta. Legea lui Murphy spune că... Cât te poate proteja, dacă nu cade clădirea cu totul. Dacă clădirea, dacă e șubredă, e șubredă și grinda, nu? Ca planșele și la revedere. Să rupă structura de rezistență. Se aplică în unele cazuri. E foarte important, pentru că legea lui Murphy spune că în momentul în care se întâmplă un cutremur ești în punctul cel mai îndepărtat de zona cu cea mai mare rezistență din locuința în care te afli. Și atunci deplasarea în timpul unui cutremur mai spune suplimentar, exponențial unui risc de accident. Și atunci ideea de bază este să mă protejez acolo unde mă aflu. Dacă sunt în pat, mă culc imediat, mă pun lângă pat. Dacă sunt lângă perete, mă pun lângă perete. Acolo unde mă aflu, mă protejez astfel încât să pot să am mai multe șanse de supraviețuire. Un alt aspect relevant este să-mi pregătesc casa pentru un eventual cutremur. Majoritatea avem acasă biblioteci, pline cu cărți. Arată foarte bine pe vreme de pace, ca să zic așa. În cazul unui cutremur, o bibliotecă plină cu cărți poate deveni o armă albă. Și atunci e important să-mi pregătesc casa, bibelouri, tablouri, cum le prind, tot ce înseamnă bibliotecă înaltă, tot ce înseamnă dulapuri înalte care pot cădea în cazul unui cutremur. Avem o lustră mai amplă, la fel, sunt toate elemente pe care ar fi important să le avem în vedere ca măsură de prevenire a noastră. Adică să-mi asigur că am o casă sigură în cazul unui cutremur și nu mă rănește chiar casa. Chiar dacă rămâne în picioare, poate să rămână în picioare casa, dar să-mi facă rău biblioteca sau dulapul. Corect. Pe de altă parte, zona de informare în școli și în instituțiile de învățământ, da? Unde noi ce facem în săptămâna altfel, în fiecare an mergem în școli și facem zonă de informare. Există o cerință foarte mare din partea cadrelor didactice și chiar se înghesuie uneori mai multe clase într-o singură locație ca să participe, pentru că știu că au nevoie să învețe genul ăsta de informații. Există interes așadar. Există un foarte mare interes. Un alt lucru care ar trebui făcut din punctul meu de vedere, planul de situații de urgență al familiei. Unde mă reunesc eu cu familia mea în cazul unui cutremur? Pentru că pică telefoanele. Chiar urma să vă întreb asta. Da, e posibil. Chiar dacă nu pică telefoanele, în general, comunicațiile sunt preluate de Departamentul de Situații de Urgență ca să asigure o comunicare continuă. Atunci eu am nevoie să știu care este punctul meu de întâlnire cu familia mea, cu prietenii mei, unde mă voi întâlni. Și de aceea se stabilește un punct de întâlnire într-un loc deschis, undeva unde nu este pericol să cadă ceva de deasupra. O piață, de exemplu. O piață, un teren viran, un parc. Dar destul de clar specificat locul de întâlnire. Pentru că dacă dau exemplu, ne întâlnim în parcul Herăstrău. Am nevoie de un loc foarte specific din parcul Herăstrău sau Ioresc sau alt parc. Și acela, locul acela să-l comunic de două ori pe an cu cei implicați în planul de situații de urgență al familiei și să-l verific de două ori pe an ca să nu apară, nu știu, dezvoltări imobiliare sau alte modificări ale... În parc, să apară niște blocuri în parc, da. Au mai fost cazuri. Și atunci, dacă astea sunt lucruri care țin de noi, de oameni, pe care intră zona de autorități. Și aici sunt multe lucruri de făcut. Din ce știu, anul trecut a început un program guvernamental de dotare a Departamentului de Situații de Urgență cu echipamente de descarcerare pentru dezastre naturale. E foarte bine că s-a început. Poate o să și continue. Exercițiul acesta este un alt semn care a avut loc anul acesta. Mai departe, cred că este principalul lucru care ar trebui avut în vedere ca amenințare principală la adresa securității naționale, siguranței naționale. Pentru că un astfel de eveniment poate să întoarcă România cu 30-40 de ani în urmă. Da, foarte importantă această pregătire, domnule, nu înseamnă că trăim cu obsesie, pentru că, din păcate, spaima este mare și sunt foarte mulți oameni pentru care ce s-a anulat în 77 în continuare o traumă.
Dar, și bineînțeles, și ce s-a întâmplat noaptea trecută a provocat foarte multă spaimă. Dar voiam să vă mai întreb un lucru. În cazul în care nu suntem siguri de clădirea în care locuim, ce putem să facem? Care sunt soluțiile? Pentru că până la urmă depinzi de autorități, depinzi de locul în care te prinde cu tremurul, că poate ești în centrul vechi, poate ești într-o clădire veche. Ce poți să faci în cazul ăsta? Sunt două aspecte. Ceea ce cade în sarcina noastră a celor care achiziționăm o locuință nouă, și când achiziționăm o locuință nouă trebuie să ne uităm în cartea tehnică a locuinții, să vedem clădirea respectivă până la ce grad rezistă de seism, fiindcă, vedeți, dumneavoastră, după cutremurul din 77 a apărut o lege nouă, legea 8/1977, care prevedea, atenție, în vigoare și acum, la clădirile de locuință, de locuit, cum ar fi blocuri, structura de rezistență să reziste la un cutremur de până la 8 pe Richter, iar la cele publice până la 9 pe Richter. Să vedem dacă locuința ceea care e construită acum după 90 sau când a fost construită, până la ce nivel de cutremur, de seism, rezistă, până la ce magnitudine. E foarte important lucrul ăsta să știm de la început. Și doi, aș mai completa ce foarte bine a spus colegul meu de platou, al nostru de platou. Sigur că cei care locuiesc la clădiri cu mai multe niveluri ar trebui să-și consolideze, spre exemplu, dulapurile care pot deveni un pericol în caz de cutremur, și atunci să le prindă de structura de rezistență cu, știu, niște conespanuri sau cu ceva, în așa fel încât să nu cadă la cutremur. Doi, imposibil ca o încăpere să nu aibă și un zid de rezistență, și atunci în momentul în care se declanșează cutremur, durează câteva secunde, sar pisicile din pat imediat, cum s-a întâmplat la mine. Da. Deci sunt mai bune decât sistemul acela care anunță înainte? Cu câteva secunde ele simt unda seismică și intră în panică și așa mai departe, și căței și prevestesc. Deci ai timp, știu, câteva secunde să te ridici din pat și la 2 metri lângă tine sau la 3 metri să intri sub o grindă care e încastrată într-un zid de rezistență. Pentru consolarea ta, că nu este un cutremur foarte mare, pentru liniștea ta sufletească, fiindcă foarte multe persoane care au probleme cu inima, s-ar putea, Doamne ferește, să facă un stop cardiac. Dar s-au întâmplat foarte multe atacuri de panică. Au fost atacuri de panică. Dar spuneați dumneavoastră, dacă locuiești într-o clădire și vrei să știi ce se întâmplă cu ea, atunci te adresești la primărie. Am înțeles că e un program. Doamna primar general Gabriela Fiera chiar a înființat și o întreprindere publică care se ocupă de expertizarea și consolidarea clădirilor. Chiar mi-aduc aminte că eram la Antena 3 în urmă cu 2 ani de zile când am discutat cu dânsa problema asta. Eu o spun la dumneavoastră și am discutat-o de ani și ani de zile, problema înființării unei întreprinderi publice în cadrul primăriei, în cadrul primăriilor vorbim, să se ocupe de expertizarea clădirilor și consolidare acolo unde este cazuri, și lucrurile astea ar trebui să întâmple pe banii statului, pe banii noștri, fiindcă pun viața în pericol nu numai a celor care locuiesc în clădire, dar și celor care trăiesc pe lângă clădirea respectivă. Vedeți, a fost un cutremur de o intensitate mică, de 5,8, am înțeles, pe Richter, au căzut niște coșuri de fund, abia acum se inventariază, sigur, au structură de rezistență, niște fațade, dar putea să fie și mai rău. S-a întâmplat acum. Au fost distruse și niște mașini, am văzut niște mașini. Dar deci cei care au probleme și n-au certitudinea că clădirea lor rezistă la un cutremur mai mare, vorbesc de cutremur de 7,2, cum a fost cel din 77, se poate repeta oricând, sau 7,4, cel care a fost în 1940, sau 7,9, cel care a fost în 1802, în 1736 a fost unul de 7,5 care a distrus și curtea veche, vorba aia, centru de comandă, să zic, a României, al domnitorilor noștri, până la Nicolae Constantin Mavrocordate a fost ultimul domnitor care... Deci am avut și atunci primăria, pe banii lor, trebuie să facă aceste expertize. Eu mă așteptam ca Inspectoratul General în Construcție acum, prin Guvernul României, să se reunească, să fie o conferință de presă, poate, și să anunțe că de
mâine începe expertizarea tuturor clădirilor din România, celor care au fost afectate de cutremur, Inspectoratul General în Construcții, că asta e menirea lui, da? Tocmai, și nu vorbim aici numai despre București, vorbim și despre alte orașe, pentru că s-a simțit în aproape toată țara. Apropo de alerte, e un site, e o pagină, de fapt o pagină de Facebook, care susține că ar fi anunțat cumva, cineva de la, care administrează pagina respectivă, ar fi anunțat din 15 august că va fi un cutremur în jurul datei de 28. Ei, iată acum o altă postare din octombrie, din 12 octombrie, care sună așa: recomandăm până pe 27 octombrie 2018 să aveți instalat aplicația Telegram și să vă abonați gratuit la alerta cu tremuri INFP pe canalele 6 și 7, în special cei care locuiți în casă. Vom reveni cu detalii după 24-11. Și sunt foarte multe comentarii la această postare, comentarii mai vechi, ceea ce ne face să credem că nu e o postare nu e o postare nouă și care a fost introdusă acum. Sunt foarte multe comentarii, sunt 396 de comentarii. Sunt persoane care au înțeles din această postare cum că e posibil să fie încă un cutremur undeva în noiembrie, pentru că e anunțată populația, sunt anunțați cei care sunt abonați la această pagină să își facă rost de acest sistem de alertă, pentru că ar putea să mai vină un cutremur. Adică e cel dintre 27 și 28, dar mai așteptăm încă unul în noiembrie. Asta a înțeles lumea din această postare. Dumnezeu știe lucrurile astea. Vedeți, dumneavoastră, sunt centre de seismologie foarte puternice în lume. Mi-aduc aminte că vorbeam cu un domn care e la un institut de seismologie în urmă cu 3 ani de zile și el spunea că sub nicio formă nu va fi un cutremur mare. Și eu spuneam că nu se știe niciodată, fiindcă Bucureștiul e capitala europeană a cutremurilor, fiindcă ne aflăm, România se află pe axa asta a cutremurilor, începând din America de Sud, Chile și până în Asia, Japonia. Și vedem că în 2010 a fost un cutremur mare de 9,2-3 pe Richter în Chile și au murit foarte mulți oameni. În 2011 în Japonia a fost un cutremur mare și au murit 20-30 de mii de oameni și cele mai mari cutremure din Europa au fost în București. Și avem o problemă. Vedeți, pe 26, în urmă cu două zile, s-au împlinit 212 ani de la cutremurul din 1802, 26 octombrie 1802, și dumneavoastră anul trecut ați făcut o emisiune pe tema asta. Și același domn de la acest Institut de Fizică a Pământului ne spunea în urmă cu un an de zile că un institut de seismologie din Statele Unite a spus că o să fie un cutremur mare. Deci nu avea două la un loc, după un an pe altă. Și o persoană celebră ne mai spunea că în 1802 n-a murit nimeni. Am adus aici istoria Bucureștilor de Jurescu și ne spune câți oameni au murit la cutremurul, Era din 1802. Era da, de înțeles da, că au adică murit trebuie oameni, să știm și puțină istorie când vorbim. Sigur, eu sunt inginer constructor, mă refer la structurile de rezistență, mă refer la efectele unui cutremur, fiindcă am și participat la salvarea sinistraților în 1977 la blocul de 16 militar, o scară care a căzut, era militar în termen, am văzut ce se întâmplă. Am văzut și, vedeți dumneavoastră, faptul că în 2011 niște seismologi în Italia au spus că cu certitudine că nu va fi un cutremur mare în Italia. E, a fost un cutremur mare, au murit 300 de oameni, acei seismologi au intrat în pușcărie, fiindcă n-au prevăzut că se poate întâmpla un cutremur și au fost acuzați pentru omor din culpă. Și apropo de asta, de cât de mult poți să prevezi un astfel de cutremur? Hai să zicem că una e partea de paranormal, da? Că poate or fi oameni cu niște puteri speciale și ei simt faptul că va fi un cutremur. Asta e altă poveste, nu e discuția în emisiunea noastră. Sistemul de alertă, putem să ne bazăm pe el, domnule Milicescu? Sistemul de alertă, așa cum am citit la început când a fost lansat, chiar dacă lansează o alertă de cutremur, avem la dispoziție între 5 și 7 secunde ca să ne protejăm. Atât. Deci, hai să zicem că ne așezăm lângă pat. Sub grindă, sub grindă. Nu coborăm pe scări. Nu ieșim pe scări. E o nenorocire. Da, eu personal, din tot ce am avut contacte cu cu specialiști din California și din Japonia, nu există o modalitate clară de predicție. Se lucrează
lucrează foarte mult pe modele matematice de predicție. Uh-huh. S-a reușit până acum, dar doar pentru un tip de undă seismică, o minimă predicție, dar în cazul unui cutremur de pământ sunt foarte multe variabile care apar și de aceea încă nu există un model matematic de predicție cu care să aibă acuratețe. Ce e important, iarăși, în Japonia au avut loc simulări. Să vedem ce se întâmplă dacă informăm oamenii cu o oră, cu o zi și cu o săptămână. În fiecare caz s-a creat haos. Pentru că fiecare om știe care oră a ieșit nebunie. Și s-a dat o săptămână. Toată lumea a început să-și care toate lucrurile din casă. Cu o lună. La fel, în fiecare caz, zona asta de predicție, pentru că evenimentul cu tremur de pământ este un eveniment care, da, toată lumea știe, creează destul de multe ori victime, creează panică și oamenii vor să plece cu tot ce au, să se mute în alte localități sau în zone mai sigure. Care sunt zonele sigure? Care știm, după cutremur. Știm după cutremur. Revenim după publicitate, vorbim, că tot ați deschis acest subiect, despre zonele sigure. Dacă ele există, dacă e un mit sau nu legat de aceste zone sigure, în câteva... Să vorbim acum despre vorbim și despre simulare, că rămăsesem cumva așa, da, în suspensie cu subiectul, dar de zonele sigure. E un mit acesta? Există într-adevăr zone sigure? Putem să le luăm în calcul? Au fost prezentate de Institutul Național de Fizică a Pământului zonele care avea potențial de a fi mai sigure decât alte zone. Și se referau la zona de sud a Bucureștiului, spre deosebire de zona de nord a Bucureștiului. Acum depinde probabil foarte mult de tipul de undă seismică, de tipul de cutremur care are loc și în funcție de asta cum se mișcă pământul. Și atunci, în general, zonele sigure le vedem după cutremur. 100% zona sigură, eu nu cred că există. Este deja o statistică, cartea de căpătuie a specialiștilor în rezistență. Avem aici cutremur de pământ din România, de la 4 martie 1977, a fost o analiză foarte complexă a academicienilor din România. Academicianul Ștefan Bălan a condus această comisie formată din cei mai mari specialiști din România, de la Universitatea București, Facultatea de Construcții și așa mai departe, la institutele de cercetare în domeniu, și s-a ajuns la concluzia, uitați, scrie aici, dacă vreți, că 80% din suprafața, uite, scrie aici la telespectatorul, din suprafața României poate să fie într-o zonă seismică de până la 8 Richter. Și scrie exact zonele, până la 80%? 6. 80%. Uitați, doamnă, scrie aici, dacă vreți, le vezi pe zone, pe județe și așa mai departe. Deci e o analiză foarte complexă. Sunt câteva județe în care, într-adevăr, se simte mai puțin. Mai puțin. Și ce mai spune? Vedeți, dumneavoastră, s-a făcut o expertiză pe 18.000 de clădiri afectate la cutremurul din 77. Atenție, și s-a ajuns la concluzia că toate trebuie consolidate. Și începuse un program de consolidare și mai spune ceva, această analiză foarte clară, mai spune că trebuie revizuită rezistența barajelor, a centralei nucleare, a podurilor. Sunt 4.200. Aceste... Nu s-au făcut, doamne, nici până... Păi gândiți-vă în cazul în care, doamne ferește, se întâmplă ceva, ne amintim de Japonia. De Japonia. Da, ne amintim de Japonia, care e foarte pregătită, nu? E țara recunoscută având cel mai bun sistem de alertă. Ei sunt cei mai pregătiți oameni de pe planetă, dacă e vorba de asta. Dar și cu toate astea ne aducem aminte de dezastrul de la Fukushima. Centrala nucleară care a fost grav afectată și deci se poate și acolo, dar rămite la noi. Nu? Se poate și acolo. Vedeți, dumneavoastră, trebuie luată în serios. Vă spuneam și dimineața când am vorbit cu dumneavoastră că amplitudinea unui cutremur mare de 7 comparativ cu cel de astăzi, 5,8 pe Richter, amplitudinea undei seismice este de 10 ori mai mare. Adică efectul pe care l-am simțit noi dimineață în cameră este de 10 ori mai mare dacă ar fi în situația în care a fost un cutremur de 7 și un pic pe Richter. Și efectele asupra șocul asupra clădirilor e de 7 ori mai mare. Ne-a speriat cutremurul ăsta de 5,8, dar să ne închipuim ce s-ar fi întâmplat dacă era un cutremur de 7,2. Și aici m-aș întreba... Două secunde și închei, doamnă. Vedeți, dumneavoastră, s-a făcut o simulare, că asta vreau să vă spun. E foarte bine că s-a făcut. Unii spun, am discutat cu specialiști în domeniul rezistență și îmi spuneau, zice, domnule, a fost o frecție la un picior de lemn,
a fost o chestie de imagine și nimic altceva. Bun, eu spun că totuși putem trage niște concluzii și a fost o alarmă pentru autorități. De ce? Deci această simulare a avut în vedere un cutremur de 7,5 pe Richter, un cutremur foarte mare, 7,5, hai să ne gândim, cel din 40 a fost 7,4 pe Richter și atenție, jumătate din București, din clădirile din București au fost puse la pământ, a murit, a căzut blocul simbol al Bucureștiului, blocul Carlton. Ce să vă spun? Au murit peste 1000 de oameni, orașul Panciu, cum a fost și orașul Zimnicea în 77. Deci, dar vedeți, după aceste simulare ar trebui să continuăm și cu niște măsuri. Ce e foarte grav că guvernul nostru ne spune și programează în cazul unui cutremur mare că mor 4.000 de oameni. N-avem de unde să știm că mor 4.000 de oameni, că mor 40.000, 400.000. Atâta timp când noi n-avem o expertiză la toate blocurile din București și numai din București, să știm care rezistă la un cutremur de 7,5 pe Richter. Să avem grijă și, să nu moară nimeni și, până la exact, urmă. Noi trebuie să venim, guvernul nostru trebuia să vină să spună, fraților, uite, asta e o simulare, dar noi avem următorul plan de măsură ca să nu moare niciun oameni, niciun câine, și imediat termin. Ce CSAT-ul ar trebui să fie convocat imediat, fiindcă, vedeți dumneavoastră, consolidările fac diferența de viață și moare. Și aici revenind la structuri, avem, dacă e să ne referim la București, avem acele poduri suspendate, avem ce ar mai fi lacul Mori, lacul nu? Mori care despre care s-a spus că și am discutat este aici, dacă o fisură, Doamne ferește, baraj, s-ar rupe barajul, ar fi sunt luate în calcul aceste situații? În scenariile de situații de urgență pe care toate autoritățile locale au obligația să le întocmească, ar trebui să fie luate în calcul și genul de scenarii de care vorbeam. Cedarea barajului Ciurel, cedarea podurilor pasajului Basarab sau alte Constanța, pasaje. Uite că Constanța. Vorbi foarte mult la jale. Da, la Constanța, la pasajul Constanța este jale. Printre cele s-a consolidat până 80 și acum este... E un pericol pentru București. Dar persoanele care locuiesc în preajmă au fost instruite măcar ce ar trebui să facă? Din punctul nostru de vedere, poate în urma acestui exercițiu SEIS 2018, poate va începe un program de informare constant al populației, pentru că zonele cu potențial seismic din România, așa cum sunt relevatele pe harta Institutului Național de Fizică a Pământului, sunt zone în care populația trebuie să fie informată constant cum să se pregătească pentru un eventual cutremur, tot felul de exerciții realizate în colaborare cu agenții economice, astfel încât să ne asigurăm că majoritatea oamenilor știu ce au de făcut în cazul unui cutremur și după cutremur, pentru că în momentul în care populația nu este informată, comportamentul de după dezastru va fi cel de supraviețuire. Adică va crește foarte mult. Informare, dar atenție, consolidarea imobililor ține de autoritățile statului. Luăm fonduri de la Uniunea Europeană, le consolidăm. Dom'le, noi ne aducem aminte. Sunt sute de blocuri, imediat, cu buline roșie. Dar noi alea ne aducem sunt niște aminte. Cimitire pe verticală. E adevărat, dar ne mai aducem aminte de un aspect. Că aici legislația e deficitară și faptul că oamenii nu vor să plece sunt mai multe elemente de luat în calcul. Dar atunci când vrei să faci cu adevărat o pregătire, le iei în calcul și astea, că poate să se rupă un baraj. Degeaba ești tu pregătit în casă, în cazul în care vine apa peste tine, nu? Măcar zonele din țară cu risc foarte mare, acestea sunt cunoscute și se fac acolo pregătiri, de exemplu în Vrancea. Acest exercițiu a urmat, să zic așa, unui alt exercițiu realizat doar la nivel național. Exercițiul din acest an a implicat și Forța de Intervenție Rapidă Europeană. Anul trecut a fost realizat un exercițiu în care au fost implicate forțe din toată țara, cu scenariul în care principalele orașe afectate ar fi fost Bucureștiul și Iași. S-au luat niște măsuri, s-a început acel program de dotare, pentru că s-a observat că nu avem, dacă vrem să facem descarcerarea oamenilor dintr-o clădire dărâmată, nu existau echipamentele necesare. Din ce am înțeles, au început să se achiziționeze aceste echipamente, dar este un proces de durată, pentru că niciun producător de echipamente de acest tip nu stă cu ele pe stoc. Eu comand acum și pe ele s-ar putea să vină peste 2 ani de zile, în varianta cea mai bună. Da, ceea ce e foarte grav. Revenim în câteva momente, continuăm discuția.
ca o concluzie, ce ar trebui să facem acum că tocmai aici am avut un cutremur? Poate ne face un plan din momentul ăsta. Cred că sunt două zone de activat. Pe de o parte, zona guvernamentală, care are nevoie să pună la cale un plan. Nu e frică să folosesc cuvântul strategie națională, că un plan de securitate națională, că este, da, pentru că este o problemă de siguranță națională. De siguranță națională, pentru că ne întoarce cu 30-40 de ani în urmă, cel puțin din punct de vedere economic, social, din toate punctele de vedere, și inițiativele de exerciții, de simulări, de dotare cu echipamente specifice dezastrelor, trebuie continuat și, dacă nu, chiar dezvoltat. Asta pe de o parte, după care planul de informare a populației. Pentru că oamenii sunt dezinformați, oamenii nu știu ce să facă după un cutremur. Cobor, nu cobor din apartament, nu cobor din din clădirea mea, de birouri. Majoritatea fug pe scări. E important să se știe care vor fi locurile de adunare, unde trebuie să se adune populația. Uh-huh. Pentru că, vedem, la ora actuală în România nu se găsesc acele kituri de supraviețuire ca să fie achiziționate. Da. Și eu nu mai pot apela nicio rețea de internet ca să văd unde trebuie să mă duc ca să beneficieze ajutor. Și atunci, poate, dacă s-a găsit genul ăsta de kituri de supraviețuire cu radiouri disponibile, astfel încât să pot auzi care sunt măsurile pe care trebuie să le iau sau unde trebuie să mă deplasez ca să beneficieze ajutorul de care am nevoie. Măcar să se pregătească familiile în cazul în care autoritățile se mișcă mai greu. Se mișcă ele așa, dar mai greu. Stimată se doamnă, mișcă ceva, vedeți, în țară, a fost iată, cu tremurul ultimul pe care l-am simțit și noi, dumneavoastră erați foarte micuță. Eu eram la fața locului când s-a întâmplat cutremur, v-am spus, am și participat la salvarea sinistraților la blocul OD-16 de militar căzut. Vedeți, nu s-a înțeles nimic, nu s-a luat nicio măsură de atunci. Atunci, la un cutremur de 7,2 pe Richter, atenție, au murit 1500 de oameni, 11.500 de oameni au fost răniți, 35.000 de clădiri distruse, atenție, orașul Zimnicea la pământ, dar punem la socoteală faptul că clădirile au o anumită durată de serviciu. De atunci până acum au trecut cât 40 de ani, nu? Au trecut 40 de ani, sunt mai bătrâne cu 40 de ani și noi suntem mai bătrâni cu 40 de ani față de cum am fost la timpul respectiv. Și un om la jumătatea vârstei se duce la medic, își face toate analizele și vede unde să intervine. Deci toate clădirile care au fost construite până în 77, atenție, trebuie expertizate la cutremur, fiindcă ele erau construite după un normativ mai vechi, din 63, trebuiau să reziste până la 7 pe Richter. S-a schimbat normativul, s-au luat niște măsuri la timpul respectiv, s-a înființat Institutul de Fizică a Pământului, s-a venit cu un normativ nou pe 100, toate construcțiile să reziste la 8 pe Richter, construcțiile sociale și cele publice până la 9 pe Richter, cum e Casa Poporului. Dar haideți să vedem să mai aplică astăzi lucrul ăsta, haideți să vedem de ce nu să înceapă din partea acestui institut de inspecția a construcțiilor, o expertiză în masă a tuturor clădirilor care pot să fie afectate în caz de cutremur, în baza unei expertize. Da, măcar să știm cum stăm. Guvernul să zice poziția în CSTA, da, să se iau să o decizie, și apoi decizie de consolidare generală, doamnă, și cu fonduri de la Uniunea Europeană. Asta trebuie să facem. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Așa, sunt foarte multe lucruri de făcut. Să aibă și cine să le facă. Punem punct aici discuției noastre. Laurențiu Botin de la Fix.